Bună seara, stimați respectatori! Suntem la Oameni și Destine. Astă seară vom vorbi cu domnul avocat Dragoș Jujenuc despre rolul justiției în destinul unui popor. Bineînțeles că este vorba despre poporul nostru, despre poporul român. Bună seara, domnule avocat, bine ați venit! Bună seara tuturor! Așadar, doamnelor și domnilor, în ultima vreme parcă se vorbește tot mai mult de justiție în țara asta. Se apelează în N cazuri din ce în ce mai mult la justiție și cauzele sunt multiple, le cunoaștem cu toții. S-au mulțit neînțelegerile interumane care ne aruncă în dușmănie, în ură, în fel și fel de conflicte în care fiecare încearcă să obțină mai mult decât ceilalți, chiar dacă statutul nu îi permite, uitând că și el respectivul face parte din ceilalți. Dacă înțelegem în mod corect situația existentă în societatea noastră, vom găsi și răspunsuri la întrebarea de ce este necesară justiția. Și mi-am notat aici câteva puncte importante legate de justiție. Pentru că noi oamenii nu suntem perfecți, că dacă am fi perfecți, chiar că n-am avea nevoie de justiție. Pentru că nu ne purtăm unii cu alții așa cum ar trebui să o facem. Pentru că ne lipsește un standard de moralitate. Pentru că nu ne place să respectăm legile, să respectăm regulile în general. Și știți și dumneavoastră, după 1990, în România s-a ales un mod de interpretare extrem de original a democrației. Și ar mai fi încă un punct aici, pentru că ne dorim mai multe lucruri și mai mulți bani. Și peste toate a mai venit și o criză economică peste aceste stări de lucruri și atunci e normal ca speranțele noastre să se îndrepte tot spre justiție. De ce? Pentru a nu ne prăvăli spre un haos general. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule avocat, ca jurist, cam la ce nivel credeți că a ajuns această corupție de care tot se vorbește în ultima vreme și dimineață și la prânz și seara în țara asta? Observ că este o întrebare care ne bântuie non-stop, de ani și ani de zile. Pentru că se pare că a ajuns o expresie, o noțiune care a fost născocită, să o spunem direct, de politicieni, nu din dorința de a scăpa de acest morb al corupției. E o pâine de mâncat. Și a politicienilor, în primul rând, care aruncă unii către alții cu această anatemă a corupției, se învinuiesc reciproc atunci când vin la putere, e o pâine de mâncat și pentru presa de toate felurile. Și iată că această ciumă pentru o societate ajunge să creeze un loc călduț pentru mulți din presă și din politică. Dacă cu adevărat s-ar dori eradicarea corupției, s-ar face necondiționat și nediscriminatoriu tot ce trebuie împotriva ei. Dar, din păcate, are și justiția o parte din vină. Din păcate, pădure fără uscături nu există în niciun domeniu. Iar, cum spuneam, din păcate, schimbarea puterii, până acum cel puțin, am sesizat că înseamnă să plece hoții lor, să vină hoții noștri. Și atunci, de ce luptă împotriva corupției putem vorbi? Dumneavoastră faceți referire cu siguranță când vorbiți de corupție și când mă întrebați și pe mine, vă gândiți cu speranță că lucrul ăsta îl poate rezolva justiția. Corect. Fără îndoială că așa ar fi sta lucrurile. Dar să nu luăm justiția ca o parte a instituțiilor statului, coercitive, cum spun, și anume instanțele. Nu. Departe de adevăr. Justiția trebuie să o vedem ca un tot.
pornind de la poliție, dacă vrei și jandarmerie, dacă vrei și polițiile locale, continuând cu parchetele, cu procurorii și terminând cu judecătorii. Justiția, în sens restrâns al cuvântului, nu face decât să finalizeze actul de luptă împotriva corupției, împotriva infracționalității, împotriva nelegiuirii. Dar ce te faci când la justiție nu ajung nici 1% din cazurile de corupție vădită? Aici e durerea. Pe unde rămâne pe drum? În care porțiune? Prin buzunarele tuturor funcționarilor, lucrătorilor corupți din poliție, din jandarmerie, din parchete. Constat cu satisfacție că în justiție putem vorbi foarte rar de acte de corupție. Nu se poate să dispară total, dar nici pe departe nu e ce a fost în anii 90. Nici pe departe. Că ce vreau să vă spun? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem încă într-o copilărie a reformei în justiție. Încă nu suntem în esența reformei. N-am atins un punct mediu al dezvoltării acestei reforme. Lucrăm pe decenii. Acum, se pare că da. Se pare că ne trebuie, etapele durează foarte mult la noi. Vedeți, dumneavoastră, uite, mă gândesc la, uitați, polițiile locale. Trăiesc o copilărie. Copilăresc, ca să zic așa. Unde este autoritatea acestei instituții? Unde este eficiența acestei instituții? Nu vorbesc de Giurgiu neapărat. Dar și la general. Și la Giurgiu ca peste tot. Bani plătiți din buzunarele dumitale, din buzunarul meu și al tuturor, pentru o instituție care deocamdată papă bani. Uitați-vă la mașinile jandarmeriei și ale poliției, cum se plimbă prin oraș, cum ne plimbăm și noi, observă toate neregulile legate și de circulație, și de parcare, și de oprire interzisă, și de staționarea în napoda și așa mai departe. Nimeni nu-i deranjează pe nelegiuiți, pe contravenienți, ca să zic așa. Nimeni. N-are în atribuții sau nu se... Dar asta e treaba lor. Poliția locală și jandarmeria se ocupă cu ordinea publică, jandarmeria și poliția locală, cu toate aspectele care țin de contravențiile legate de viața cotidiană a orașului. Și atunci, eu nu știu exact, că nu m-am implicat, nu e treaba mea să stau să studiez și statutul polițistului local și legea care, ce anume, intră în statul de în atribuțiile poliției locale. Dar sunt convins că e legată de buna desfășurare a vieții cotidiene și de liniștea cetățeanului din Giurgiu, din București, din orice localitate. Eu am primit, de exemplu, cu mare satisfacție la vremea respectivă vestea că s-a înființat jandarmeria, când s-a înființat ea la început. Da. Pentru că știam de la tata, care a făcut armata la jandarmi, și îmi povestea ce însemna jandarmeria pe vremuri, în anii 20 și ceva, cât l-a făcut el armata la jandarmi. Ce autoritate avea. Instituția era respectată de oameni și temută de răufăcători. O eficiență maximă. Adică cum ar trebui să fie și astăzi? Sigur că da. Nu plasez jandarmeria într-o aria dezastrului instituțional ca funcționalitate. Nu, nu. Chiar pot să spun că este bine cum stă, dar se poate să stea și mai bine. Și revin la discuția despre justiție. Ce te faci? Românul așteaptă de ce la justiție? Ce te faci când judecătorul nu primește pe masă decât ce scapă printre degete procurorului, poliției în primul rând, procurorului cu privire la acte de corupție? Cum să facă judecătorul dreptate? Cum să lupte împotriva justiției, împotriva corupției?
Deci spuneți că n-are, cum ar veni... Materialul. Materia, da, primă. Și românul, baza, după opinia mea, baza în activitatea asta, în această activitate, o constituie poliția și parchetul. Judecătorul a primit prerogative odată cu modificarea multor dintre regulile procedurale din penale. Judecătorul a primit prerogative, atribuții extrem de importante luate de la procuror, printre care arestarea preventivă. Foarte bine că s-a întâmplat ca legitorul să ia din mâna procurorului arestarea preventivă. Pentru că, trebuie să o spunem deschis, acolo se întâmplau lucruri urâte. Acum, atunci când procurorul crede că este cazul să se dispună arestarea, vine și îl ia pe individ și îl duce în fața judecătorului. Și acesta hotărăște dacă, cu adevărat, merită sau nu trimis în pușcărie. Din păcate, și eu am avut, când eram în Parlament, am avut o discuție în Comisia Juridică referitoare la faptul că ar trebui modificată legea în așa fel încât procurorul să prezinte în fața judecătorului pe oricare dintre aceia împotriva cărora s-a început urmărirea penală. Ca judecătorul să fie acela care spune ăla în pușcărie, ăla afară, ăla în pușcărie, ăla se judecă liber, ăla se judecă arestat. Pentru că așa, s-o spune în deschis, s-a lăsat încă procurorului arbitrarul ca el să aprecieze pe care duce cu propunere de arestare la judecător și pe care nu. Cum am spune prin fotbal, așa mai, și aici e o pâine de mâncat. Noi mai am avut un material la o emisiune de sport, ca și aia în tenis, nu? Așa e. Da, este independentă justiția românească în acest moment? Domnul Dixi... După 23 de ani, adică... E destul. Este. După lege este. Dar avem noi un organism al cărui nume se pronunță mai cu rușine în ultima vreme, numit CSM, așa știe lumea, Consiliul Superior al Magistraturii, care după spusele Constituției este garantul independenței justiției în România. Perfect, corect. Păi eu am văzut cât de garant este acest organism când am observat de ce rușine s-a acoperit această adunare. Adunătură de judecători, asta e CSM-ul, părerea mea, când a fost vorba să își dea avizul, aviz negativ sau pozitiv, mă rog, cum ar fi dorit ei, pentru numirea Monei Pivniciorul ca ministru al justiției. Personaj incomod, cu bunele și cu relele lui, Mona Pivniciorul era o promisiune pentru independența justiției. Și rămâne și în clipa de față, după opinia mea. Nu este ministrul pe care l-aș fi văzut eu cel mai bun în funcție, dar nu, asta e problema mea. Problema mea este că ea, indiferent cât îmi place sau nu, eu zic că este omul potrivit acolo. Așa. Și care e toată bună prietenă cu ideea de independență. Și CSM-ul, vă dați seama, vă amintiți poate cu toții, că au procedat, au chiulit ca la liceu. Cum se chiulea la liceu, cum chiuleam noi? Ca să nu fie copii fără minte, ca să nu fie cvorum și să dureze vreo lună și ceva, să amâne încă o săptămână, încă două săptămâni, o rușine. Ca și în tenis. O rușine, nu. Așa e în Consiliul Superior al Magistraturii. Și să reamintim, asta este, iertați-mă, că m-ați întrebat, dacă e independentă justiția. Justiția este independentă. Dar într-un fel este dependentă de acest organism care îi garantează independența, în ghilimele. Păi atunci se leagă cu ce se întâmplă în această săptămână în Consiliul Superior al Magistraturii, fiindcă trebuie să le spunem și telespectatorii care nu cunosc această treabă, că anul 2013 a început cu scandalul acesta. Cu acest scandal la Consiliul Superior al Magistraturii, legat de niște alegeri.
domnul președinte, dumneavoastră și... ați spus că emisiunea noastră e intitulată Destine. Destine, despre destine un popor. Noi ne îndreptăm, cu voia sau fără voia dumneavoastră, ne îndreptăm spre completarea intitulării emisiunii dumneavoastră, Destine țării ăștia. Corect. Care, să fim foarte serioși, destinele acestei țări stau, printre altele, și în mâna unui organism cu ECSB-ul. În mâinile autorității judecătorești. Ori dacă acolo se întâmplă așa ceva, se întâmplă iar. O să-mi spună cineva că eu sunt antibasist și că... Dar ce pot să mai spun când vine această creație nefericită a naturii, care e președintele României? Vine în fața unei națiuni, pe televiziuni, și îl vedem cu Constituția în mână, cum am și eu. Și cum o răsfoia și cum o deschidea și o citea după mintea și după chipul și asemănarea lui. Și influențează vădit desfășurarea, pentru că el, participant fiind la o ședință de CSM-ului, el conduce, așa scrie Constituția. Președintele conduce ședința. Deci până aici nu s-a încălcat nimic. Nimic. Este evident însă că doamna Hăineală și cu doamna Anca Ghinea, cum Dumnezeu... Să spunem cine este, nou președinte al CSM-ului. Ales așa în condițiile în care săptămâna trecută, da. Și cu doamna cealaltă care a fost președinte. Și care urma să fie aleasă au făcut, vicepreședinte. După voia lui Băsescu au făcut rocada, sunt oamenii lui. Bun. Și atunci, pentru că Constituția spune că președintele are o mandat de un an, femeile lui, dacă vreți. Iar trebuie să veniți cu probe. Da, nu e o acuzație. Nu. Veniți după emisiune. E o laudă asta pentru cineva. Ca bărbat. Deci președintele are mandatul de un an și fără posibilitatea de reînnoire. Și atunci automat doamna fostă președintă cade, vine în postul de vicepreședinte și du-te tu, Hăineală, care erai vicepreședinte, dincolo. E de râsul curcilor. Deci asta face domn președinte. Și vine cu asta în mână cu Constituția și își mai exprimă și altă părere. Cum i-a căzut dumnealui în mintea lui extraordinară că judecătorii în funcțiile de procuror general al Republicii și de procuror șef al DNA-ului, așa, bineînțeles că numirea o face procurorul, la propunerea, potrivit legii actuale în funcțiune, la propunerea ministrului justiției. Aici el vine cu Constituția în mână și spune, ce, uite ce spune Constituția, care de când e, de când nu era el președinte. Da. Și așa e, 134 spune că aliniatul 1. CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, propune președintelui României numirea în funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari. Ce spun, ce înseamnă asta? Că vorbim de judecători și de procurori. Nu contează funcțiile ocupate. Constituția e eliptică, are multe lipsuri. De aia trebuie urgent umblat la ea, păi, schimbată. CSM-ul are în anul ăsta și chestiunea asta de rezolvat, nu? Stați să nu divagăm, ca să înțeleagă lumea. Așa. Adică să nu intrăm prea mult în specialitatea discuției, că nu înțelege lumea. Corect. Și atunci, că nu toți sunt specialiști, nici eu măcar nu sunt specialist. Dar știu să citesc o Constituție, o lege și puțin să o și interpretez. Deci el numește în funcție procurorii și judecătorii la propunerea CSM-ului. Așa spune Constituția. Da. Masa judecătorilor și a procurorilor. Nu vorbim de funcții. Când a venit Monica Macovei, eu eram deputat și eram în Comisia Juridică. A făcut ca toate minunile să facă în așa fel încât acest articol să nu fie operant, articol din Constituție, să nu opereze și în ceea ce privește numirea de către președinte a procurorului general și a procurorului șef al DNA-ului. Că fiind domnia sa, frumusețea pământului, fiind ea ministrul justiției la vremea aceea, a vrut să aibă această prerogativă de a propune, ca așa spune, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii spune,
Și a zis, cum să fac eu, să am eu prerogativa asta, să propun eu. Oamenii mei și al lui Bățescu, să-i propun eu lui Bățescu, pe cine vrea el. Deci ca ministru al justiției. Ca ministru al justiției ce era. Da. Bun. Și a făcut, iertați-mi expresia, cer scuze telespectatorilor, pe dracu în patru, ca toate minunile a făcut pe acolo, pe în comisia juridică, am avut o ceartă chiar cu ea atunci în comisie, a și plecat din comisie că s-a supărat pe mine. V-ați certat cu Giurgiu Veancă? Era stagiară când eram președinte la judecătorie, era stagiară la Giurgiu, la parchetul. A, și v-ați certat că vă cunoșteți? Nu, și am spus, eram și chiar în relații bune, dar când am văzut că întinde coarda, n-am mai ținut să suport prostiile ei. În orice caz, a făcut în așa fel încât s-a promovat o lege, s-a elaborat o lege și s-a votat o lege, potrivit căreia, prerogativa asta de a propune judecători și procurori președintelui, inclusiv, pentru că există această lipsă în Constituție, a zis, hai să facem special pentru procuror general și pentru procuror șef al DNA-ului, să facem legea care să-mi dea mie dreptul Monica Macovei să propun eu, că eu sunt ministru. E, uite că nu mai e ministru al justiției. Dar s-a făcut. Legea s-a făcut și așa s-a întâmplat până acum. Bun. La propunerea ministrului, nu mai e doamna Monica Macovei, de bună vreme, da? Nu mai e ministru al PDL-ului și al lui Băsescu, de bună vreme. A venit doamna Mona Pivnicior, cum să facem și noi? Legea a rămas. Legea a rămas. Corect. Și acum vine cu nerușinare, să spunem pe de-a dreptul, pentru că ce se întâmplă? Când un om, fie el și președintele României, își permite să vină cu asemenea bazaconii în fața unei națiuni, dați-mi voie ca în fața evidenței, că este vorba de o nerușinare, pentru că nu poți să-l acuzi că n-are minte. Nu. Câtă nerușinare să ai, să dezici acum, când nu mai e ministru pus de tine, să spui nu mai e bună legea aia pe care eu am făcut pe dreacu în patru ca să o dau. Ca ministru de justiție să numească, să propună mie, președinte, pe cine să pun procuror general și procuror la DNA. Acum când mai îmi convine, vine eu tot Băsescu. O spun cu toată răspunderea. Cu aceeași Constituție. Cu aceeași Constituție. Și acum, pe bună dreptate, zice, domne, aici spune că eu numesc judecători și procurori la propunerea CSM-ului. Ia să treacă. Ia să terminăm cu legea aia. Da. Până unde, ce cote poate să atingă nerușinarea dacă la instituția prezidențială ea își găsește un cuibușor atât de cald. Fără pic de jenă. Susții bazaconii. Lasă-o așa, ai dat, ai făcut lege specială pentru asta. Nu mai schimbi după cum vrei. Asta este. Haideți să vă întreb și eu repede. Dar nu s-a găsit nimeni care să-l contreze în această direcție? Să-i amintească că aceeași lege a fost valabilă? Sincer, n-am urmărit, nu cunosc exact desfășurarea aia, pentru că s-a dat foarte puțin. Da, s-a dat puțin, da. Așa. Dar ce se întâmplă? Presa și specialiștii care au apărut pe televiziuni au taxat, cum se cuvine, această prestație a președintelui, care pur și simplu s-a făcut de râs. Ceea ce înseamnă că la Băsescu nerabunitire n-are lecuire. Tot am sperat noi că a făcut și pactul ăla cu Ponta, cu nu știu ce, cu normalizarea relațiilor dintre palate și trecerea într-o stare de conduită, nu? Într-o conduită firească și plină, adică dominată de respect reciproc și așa mai departe. Mie mi-a venit să râd când am văzut actul ăla și pus până cu atâta rigoare de președinte, până și ora semnăturii a pus-o. Bătaie de joc. Își bate joc donația domnul Dăndăreanu. N-are niciun fel de rușine. Își bate joc. Mi-e silă, vă spun, că mie ca cetățean, că eu continuu să am ca președinte al României un asemenea exemplar. S-a maturizat Ponta. Ponta a făcut un gest firesc. Nu-l voi acuza niciodată. Cu toate că vă spun, sunt lucruri care eu l-am criticat de atâtea ori pe Ponta pentru miștocăreala lui și pentru ironiile cu orice preț care le face, discurs și așa mai departe.
Dar treptat, treptat, Ponta a câștigat maturitate. Și constat cu satisfacție că de la bruma de pregătire în domenii de administrație, de economie, de finanțe, de cutare, care avea cu ani în urmă, treptat, treptat a câștigat. De când nu se mai joacă de-a premierul și este premier cu adevărat, omul ăsta s-a pus la punct. A făcut și ceea ce și poate, bine, respect în proporțiile, și eu aș fi făcut dacă aș fi avut prilejul. S-a dus la Cotroceni și a semnat acest protocol. A făcut bine. Trebuie liniște. Omul ăsta și-a călcat pe inimă și a semnat protocol. Pe care sunt convins că unul cum e Antonescu, cum e Crin, nu l-ar fi semnat. E puțin mai ca mine, mai coleric un pic. Ei, el a făcut-o și a făcut bine. Dar cu cine, domnul Dândărănu? Cu cine, oameni buni? Cu Băsescu? Care vine în CSM să dea lecții de interpretare juridică a Constituției după ce el, cu gurița lui, cu mânuța lui, a promulgat legea impusă de distinsa și fermecătoarea Monica Macovei? După ce faci treaba asta, vii acum și spui, uite ce e. Facem altceva. Măcar să spun în fața națiunii, fraților, am fost un prost atunci. Recunosc că am fost un prost. Că am făcut o prostie mare. Și prostia mea aparține, că lui îi aparține și Monica Macovei. Dar măcar recunoaște că odată, ori atunci, ori acum, omul e prost. Dați-mi voie să completez că aceste lucruri se întâmplă pentru faptul că în 2013 acest Consiliu Superior al Magistraturii, care și dumneavoastră a spus încă o dată, garantează independența justiției într-o țară, da, în țara noastră, are de rezolvat câteva mize importante pentru justiția din România în 2013, acele numiri importante, da. E vorba de președinte la Înalta Curte de Casație și Justiție odată, procurorul șef al parchetului de pe lângă Înalta Curte, procurorul șef la DNA, da. Modificări în Constituția României, că știți că o să înceapă cu reforma administrativă. Bine, acum ce se întâmplă? La ora actuală are aviz conform, nu are aviz conform pentru multe dintre ele. Majoritatea sunt avizi consultative. De-aia turbează domnul, unul dintre, nu mai dau nume, dar cineva turbează clar. Că nu, acolo unde și-a pus pe doamna Hăineală și pe doamna, vrea să o pună și pe doamna Achim asta, cu rocada asta a rușinii, așa, să le dea prerogativ asta a avizului conform ca să poată să-și facă jocul. Ce o credea omul ăsta că împărățește globul pământesc? Ce Dumnezeu? Dumnezeule, chiar mă îngrozesc când mă gândesc. El ce crede? E 2013, 2014 în cel mai fericit caz pentru el. Dar dacă o duce așa, domnul Dândărănu, eu vă spun, oamenii ăștia, nici Ponta, nici Antonescu, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nu doresc o nouă suspendare și un nou referendum pentru demiterea președintelui. Oamenii ăștia care au demonstrat, au demonstrat că vor liniște cu siguranță. Că de data asta cred că s-a convins și Europa că atât de apărătoare vașnică a lui Băsescu, cu Barosu în frunte și cu mai știu eu cine, cu doamna Merkel, s-au convins. Bine, la și ce venea din țară, până la urmă, cum s-au și prezentat lucrurile, că aici iar e o treabă. Nu? Bine, lăsați ce s-a întâmplat. Atunci a fost ce a fost. Dar da. Am convingerea că și ei, la rândul lor, s-au convins de realitatea relațiilor și care este cauza raporturilor otrăvite dintre cele două parate. Așa că, Ponta, cum vă spuneam, s-a maturizat. A făcut dovada maturității sale prin acest protocol. Vrea liniște pentru țară, domnule. Și uitați-vă la... liniște pentru țară, dar liniște în CSM, când se face? Că văd că s-a prelungit cu alegerile. Nu s-a ales. Că... Vorbim iar de... Că ați văzut ce rol are de... Mă gândesc, mă duc cu gândul în urmă și mă întreb, retorică, așa mă întreb, dar cine i-a pus pe ăștia acolo, domnule? Și pe Hăineală în primul mandat. Și pe Cutare. Nu judecătorii au trimis acolo. Pe Rică Venturianu ăsta, pe, cum îl cheamă, pe Dănileț ăsta. Cristian Dănileț. Da. Judecător.
cum sunt eu popă, zic eu că și ăsta e judecător. Cum... Deci în urma unor alegeri până la urmă, de, nu? De ce spun, de ce îmi permit să spun treaba asta? Că nu e căderea mea să-mi dau cu părerea, dar când auzi enormități de genul ăsta, sigur că să-ți dai tu cu părerea, apropo de liberarea condiționată a lui Năstase, să-ți dai tu cu părerea, ca judecător de scaun și acum ca membru al CSM, că el n-ar admite o cerere de liberare condiționată unuia care n-a recunoscut fapta. Câtă prostie! Eu vorbesc acum că a fost judecător. Da, am înțeles. A fost judecător, nu ca, neapărat ca avocat. Cum să spui tu ca judecător? Păi ăsta ar putea fi un criteriu în conștiința ta de judecător. Dar nu e un criteriu în lege, în articolul 59 și 60 din Codul Penal. Nu e. Dacă elementar nu știe treaba asta, n-are ce căuta afară cu el. Ei, ce se întâmplă? Mă mișcă o speranță, apare o speranță în cugetul meu, pentru că ați văzut atitudinea judecătorilor. Dom'le, se trezește corpul judecătoresc. Și speranța mea consistă în ce? Că o însănătoșire a cugetului corpului judecătoresc, o însănătoșire a atitudinii corpului judecătoresc, la Uniunea Națională, nu-i spune așa? Nu, corpul, toți judecătorii din țara asta. Uniunea, să vă spun de ce. Uniunea Națională a judecătorilor, nu? Uniunea Națională a judecătorilor, Asociația Magistraților din România, da. Așa mai departe. Nu vorbesc la nivel instituțional. Eu mă refer și mă adresez, dacă cumva aș avea posibilitatea să mă adresez tuturor judecătorilor din țară, individual. Eu am nevoie de cuget curat în individul judecător. Nu în instituțiile, asociații și uniuni și... Astea sunt prostii. Dacă judecătorul are cugetul sănătos și treaz să vegheze la independența acestei puteri, care se numește puterea judecătorească, atunci se poate vorbi de începutul salvării României, că vorbeați de destine, domnul Dindărân. Da, corect. Noi vrând nevrând ne tot potignim în discuție și alunecăm spre destinul României. Ori destinul României poate să depindă și poate să fie un început pentru salvarea destinului României, cu această salvarea demnității și onoarei puterii judecătorești, salvarea puterii acestei puteri recunoscute în stat, în Constituție. Asta este. De acord cu dumneavoastră, eu, ca și mare majoritate a românilor, tot auzim că prea mulți cu pata la maua asta de politicieni afenta și fentează justiția în continuare, își fac afaceri care încalcă fel și fel de legi, că vorbește presa. Da, nu, domnul Zile, nu. Paranteză și continuați. Vă rog frumos. Da, la punctual la ce ați spus, că își facă averile, că își facă... De politicieni știe toată lumea că sunt de cinstiți sau că sunt de hoți. Deci nu mai e un secret pentru nimeni. Dar nu e la fel niciun secret. Ce nenorocire se instaurează în instituția de bază care poate duce la eradicarea imposibilă. La diminuarea corupției. Corect, corect. Vorbim de poliție. Ținută în control. Poliție. Pe poliție de frontieră, poliție. Deci toate organismele toate care apără poliție. Legea, de fapt. Uitați-vă ce s-a întâmplat între 90 și, să zicem, 2005. Pădure de vile și de averi care, dacă ar fi să fie analizate, nu sunt justificate. De unde? De unde? Eu vă spun, privesc cu milă în ochii ăștia polițiștilor onești, a masei de polițiști onești, că majoritatea sunt oameni care vreau de treabă. Pegra asta de care se vorbește, că bântuie în poliție, păi, golănia de care vorbea... S-au trimis în toate județele. Corect. Eu nu mă refer la cazuri. Mă refer la concluzii. Concluzia quasi-generală este că poliția este dominată de golănie, de corupție, dar de ce e dominată? De, să zicem, un procent de 10-15% dintre polițiști. Vă garantez că marea masă a polițiștilor sunt oameni de onoare, pentru că îi cunosc, îi știu. Știu și aici și aiurea, prin țară, pe unde am activat ca avocat, am constatat cu satisfacție
că sunt oameni care își fac treaba, chiar dacă nu mi-a convenit cum și-o fac, pentru că nu era interesul clientului meu. Dar sunt oameni onești, de bună credință. Ce te faci când vine și în oala cu supă bună, cu tare, stoarnă unul gaz. Puțin gaz. Ți-a stricat toată ciorba. Absolut. Și atunci trebuie să eliminăm gazul. Nu trebuie să apară gazul acolo. Păi nu trebuie să apară, deci procentul ăla de care spuneați dumneavoastră trebuie eradicat. Într-un an, da, în doi, trebuie, în trei. Adică, domnul... Și acești mecheri de care măcar, vorbim dacă noi, nu e, să fie dacă nu e, odată. Dacă nu e rușine, măcar frică să fie. Păi până asta în 90 era, nu? Era. Păi nu, da. Vă întreb pe dumneavoastră că ați lucrat și, și până în 90 în justiție. Da, era, bine, era o altă activitate a justiției, era, privea cu totul alte segmente, să că l-a furat un porumb, că l-a furat un... cea unde un sac săculeț de grâu și așa mai departe. Aia e prostii. Vreau să vă întreb ceva. Din punctul dumneavoastră de vedere ca jurist, CSM-ul ăsta, deci Consiliul Superior al Magistraturii, nu ar trebui să fie mai vizibil, să iasă mai mult în mass media, să-și prezinte perfectă, activitatea? Perfectă gândire, vă spun că... Adică să știe tot omul care e treaba acolo, domnule, cine îl conduce. Nu pot să spun, domnule, că deschidem... Și cu ce să... Da, deschidem ușile să intre toată lumea și să vadă ce face. Ce se ocupă? Dar dacă ei au ajuns să nu aibă... Ați văzut Mircea Aron, pe care îl știu ca judecător de la Curtea Supremă. Un monument de judecător. De o bravură, de o demnitate, de o onestitate, de o cinste. Ireproșabil. Vorba aia, noi ce facem, avocații? Ne facem meseria... Și aflăm totul despre toți judecătorii, nu? Să nu-și închipe judecătorii, că noi știm sigur mai mult decât crede ei că știm. E, acest om, Mircea Aron, este fentat printr-un vot suspect, după părerea mea. Cine o fi numărat, cum o fi numărat, nu știu. Cum o fi votat acolo, nu știu. Pentru că majoritatea, știți cum e CSM-ul? 9 judecători, 5 procurori, 2 de la societatea civilă, scrie la biblioteca aici. Și niciun avocat? Parcă era și nu, doi avocați. Nu? Nu. E ministrul justiției, procurorul general și așa mai departe. Domnilor, deci sunt 9 judecători. Cum s-a ajuns să voteze doar 8? Ceva s-a întâmplat acolo. Păi da, am înțeles că nu s-au predat voturile. Nu știu cum s-a... Doar 11... Pot să cred orice. Atâta vreme cât domnul Băsescu se îngrijește să participe la o ședință, vrea să participe la o ședință, că nu e obligatoriu să participe, la care se fac alegeri. Dați-mi voie să spun că tot ce se întâmplă acolo e suspect. Pentru că s-a întâmplat totul după chipul și asemănarea lui. După maniera lui de a gândi, după maniera lui de a-și duce viața, de a-și duce activitatea de președinte, de a... Domnule Dindăreanu, ce să mai comentăm? Până nu scăpăm de această ciumă numită Băsisme... Păi bine, nu, până își face mandatul, nu trebuie să-și facă mandatul. Deci asta, fie să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să sărim peste un an, să treacă timpul cât mai repede, fie să-l suspende, să ducă să odată. Păi iar îl suspendăm? Domnul Dândreanu, deci eu vă spun un lucru, vedeți că apar imagini din când în când, de ună zi văzui că zici să lași familia în pace. Nu mai vorbim de modul în care se amestecă între și el în campanii, printre interlop și cu Borcea Mondialul, cu lănțișoare și cu nu știu ce la soție. Să zicem că a tăbărât ăla peste el și i-a dat soției un lănțișor, doamne, Băsescu, pentru care eu am o stimă deosebită. E o femeie deosebită. Un om cu o răbdare și o demnitate extraordinară. Cât a înghițit femeia asta în sec, cât și-a înghițit necazurile, amarurile. Doamne, doamne, în sfârșit. Dar, mă uitam, până și frățiorul Mircică Băsescu. Cum, domne, acum, pe cinstite, te duci, e creștinește să botezi, că e țigan, că e român, nu contează. Și eu am prieteni, oameni cu care sunt, mă înțeleg bine, țigani, evrei, unguri, de care vreți.
Am fost la nuntă țigănească unde m-am simțit extraordinar și am văzut acolo civilizația și comportament ireproșabil. Sunt români, nu? Sunt cetățeni români. Dar acum, dați-mi voie, tu ești fratele președintelui României. Ce-ai căutat tu să te duci să botezi pe lui Bercea Mondialul, pe nu știu cine? Pe nepotul lui Bercea Mondialul. Hai să fim serioși, nu se potrivește, domnule. Eu nu sunt un încuiat, dar parcă nu se potrivește. Cu atât mai mult. Dar de ce să ne mirăm când, în precedent, frățiorul lui de la Cotroceni i-a dat atâtea exemple că el n-are treabă. El, președintele României, se duce și bate podeaua cu țigâncile la păritoral, se duce și să dă spectacol cu supermarketuri și înjură și fură telefoane și așa mai departe. Cum Dumnezeu, mă gândesc, cu ce, adică chiar Europa asta reprezentată de Barroso, de doamna Merkel, chiar au primit numai veștile de la Monica Macovei, care era, să zic un cuvânt mai dur, dădea din gurița aia acolo, ca un cățeluș pe la Strasburg, pe la Bruxelles, așa, ca să-l încondeze pe Crin și pe Victor Ponta. Dar filmulețele astea care îl dau pe Băsescu în posturi nemaipomenite și nemaiîntâlnite în lume, poate, nici la ce aveți din Venezuela, nici la cel din Nicaragua, n-am văzut asemenea nebunii cum vezi la omul ăsta. Asta mă duce cu gândul la dezaxarea judecății. Și atunci, astea nu le-au văzut când l-au apărat cu dinții să stea acolo, să-l pună guvernator la României? Ne mai luăm de Băsescu în altă emisiune, fiindcă văd că zboară timpul zău și mai avem multe de discutat. Știați că ieri a mai fost o încercare de deblocare. Uitați, paranteză, iertați-mă. Vă rog. Vedeți dumneavoastră, Băsescu e în tot și în toate, știți cum era Ceaușescu. Păi da, vorbim de justiție, de soarta României, păi ține de comportamentul lui. Nu vedeți că dihonia persistă datorită găselnițelor lui? El nu are odihnă noaptea până nu vine cu ceva. Dacă e liniște două zile, el se gândește cum să facă să zăpăcească lucrurile. Asta e. Să închidem cu CSM-ul. Știți că ieri a fost amânată din nou procedura aia de alegere a vicepreședintelui, de tot în lipsă de cvorum. Credeți așa că tot să lungește acum? Domnul... Adică e de ajuns să nu vină 2-3. Afară de câțiva oameni care au un statut de oameni onești, de judecători onești, de magistrați onești, fie procură, fie judecători. Adică nu de mai bine spus, în afară de cei care sunt onești și la treaba lor acolo în CSM, judecători și procurori și mai departe, cei de la societatea civilă, s-au strecurat câțiva acolo într-o mică clică, care, cu ajutorul lui Băsescu, să joacă de alba neagră. Ia-ți-o ție, na-ți-o ție, dă-mi mie. Eu președinte azi, tu vicepreședinte azi, tu vicepreședinte, vii președinte mâine și mă duc eu mâine vicepreședinte, că nu se dă voie lege altfel. Și uite așa. Păi... Asemenea făcături, astea nu le mai vede distinsa doamna Merkel și cu Barroso. Și zice că atentăm la justiție unul și altul, al de PNL-ul și PDL-ul, PSD-ul. Da. Dar asta nu e. Nu miroase urât. Asta e de prostit, oameni. Nu se poate. Deci, și atâta timp cât vorbim de instalare acolo, în sânul CSM-ului, a unei clici de vânători în ape tulburi, adică să facă ei numai să iasă cum vor ei. Atunci, haideți să vă întreb atunci ca să închidem subiectul ăsta, dumneavoastră ce părere aveți, când se termină circul ăsta? Păi asta e, cu ce garanție aș putea avea eu dacă spun că într-o lună sau în două săptămâni se termine? Cu asemenea, oameni care țin de scaun ca nu știu ce, păi doamna fostă președintă renunță ea, vorbind de demnitate și de onoare, renunță ea ca să termine cu scandalul la postul pe care îl vânează de vicepreședinte acum? Păi o mănâncă Băsescu. Iar Dănile spune, am onoare, dar nu demisionez. Da. Suntem pe final, haideți să vă întreb ceva puțin mai relaxant, să zic.
De ce nu se încearcă, domnul avocat, să se reducă? Că dumneavoastră știți foarte bine ce spun acum. De ce nu se încearcă să se reducă timpul ăsta de judecare a proceselor? Adică să zicem că să amână unele procese până la 20 de ori și să termină în 10 ani. Poate ăla nici nu mai trăiește care trebuia să beneficieze sau nu de soluție. Este cel mai trist subiect. Dar să nu stăm până mâine, că mai avem de întrebat. Mai am întrebat. Cel mai trist subiect legat de justiție. Zău? Cel mai trist. Deci sunt mormane. Este un volum de muncă imens. Dosare ca la... Dar, adun. Încă o dată, aici e vina politicienilor, a guvernanților, care trebuie să alimenteze justiția cu cadre, cu logistică, cu tot ce trebuie, ca să servească populația, poporul ăsta. Nația asta mai amărâtă, care stă... Că știți ce se întâmplă, ați văzut cum a fost. Din comuna primitivă, când lumea se credea că e aproape perfectă, și atunci erau unii care făceau pe judecători. Pe urmă au apărut aia care se păzeau să nu fure, pe urmă un fel de poliție așa mai departe. Păi nu, că a spus deci mai înainte. Voia. Da. Corupția nu se poate eradica, se poate controla. Controla. Deci și țările astea dezvoltate, de ce domnul avocat poate controla, pot controla nu aceste... controlează, vedeți-vă de treabă. Păi atunci că nu, nu, prea, nu. Păi nu e prea... mai puțin. E păi mai puțin. Puțin. A, da, asta nu să avem și noi măcar așa ca la ei. A controla înseamnă eradicare, după părerea mea, a controla. Ține frâu acolo, nu? Da, lupți să o reduci măcar. Absolut. Deci, vreau să spun. Da. Deci, ce întrebare a spus că despre... Timpul de judecată. Că... Așa, timpul. Așa, și dosare... Este îngrozitor. Mormane. S-au dat termen în 2012 la Curtea Supremă pentru 2014. Un termen de judecată, aproape 2 ani. În ce lume trăim? E o nebunie. Dacă dumneavoastră spuneți, eu pe dumneavoastră vă cred. Nu, vă spun că așa este. Clar. Și nu e vina judecătorilor. Încă o întrebare, zic eu, chiar interesantă și am auzit-o, nu mă feresc să o spun, la Mariana Brăgăr. De ce să nu se introduce și la noi sistemul cu jurații așa cum există în țările dezvoltate, în țările civilizate? Domnul, sistemul cu jurații. Domnul Dândăreanu. Să nu mai spuneți nu știu ce acum, că iar... Domnule, când zice că a făcut Dumnezeu lumea, Sfântul Petru se uita cum dădea peste teritoriul României așa, și cu munți, și cu ape, și cu câmpii, și cu păduri, și cu mare, Marea Neagră, da. Da, 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 da. Și a zis, Doamne, dar ce faci? Nu-i prea mult pentru un ținut? Aha. Petre, ai răbdare să vezi ce popor le dau. Da. La un popor ca al nostru poate să mă înjure toată lumea. Nu putem vorbi de jurați. Acolo există educație civică necesară, educația civică necesară asigurării corpului de jurați. Pentru că ăștia sunt oameni fără niciun fel de pregătire juridică. Dar corect și curați în felul lor, nu? Singura recomandare a lor este onestitatea și probitatea adică comportamentul civic fără reproș. Om care poți să-i pui toate averile de unul la picioare și el de verdictul care îl are în cugetul lui. Asta e. Și ei greșesc, stați fără grijă. Că de aia sunt oameni. Dar cel puțin. Dar nu greșesc. Nu cred că suntem un popor pregătit pentru asemenea sistem. Bun, un răspuns interesant și... Nu știu, că n-aș fi vrut să fie interesant. Aș fi vrut să fie un răspuns tern, un răspuns banal, să zic, domnule, e vina altora că nu le-au instituit. Mi-ar fi convenit că noi merităm românii să avem curte cu juri. Aș fi vrut să spun. Dar răspund, spre tristețea mea, că nu merităm să avem asemenea instituții. Nu. Deci nu merităm pregătiți. Să avem nu suntem pregătiți. Curtea de jurații. V-am întrebat chestiunea asta și mi-am adus între timp aminte că rămăsesem dator să vorbim, dar vorbim în altă emisiune. Când ați fost în America la Campionatul Mondial din 1994, făceam acum legătura cu subiectul de astăzi seară. Justiția americană o avea tot așa problemele astea pe care le găsim la noi în țara noastră? Domnul... Sau ei sunt mai vechi, sunt domnul, mai altfel? Domnul Dândăreanu, știți ce faceți dumneavoastră acum? Mă pune să fac o discuție cum aș discuta despre câtă minte am eu
Și câtă minte are nepoțelul meu, care e 2 ani jumate. Să vă trăiesc. Cred că ați înțeles despre ce. Da, am înțeles și da. Cred că a înțeles și telespectatorii noștri. Mai era o întrebare. Există pedepse și pentru cei care greșesc în justiție? Mă refer la judecători și procurori. Să dau soluții greșite, nu? Nu, nu. Să deci, greșesc, da. Da? Ce se întâmplă? Există proceduri disciplinare. Să ne spune și nouă, ca există. Să știe toată lumea. Buna credință, adică când se greșește cu rea credință, adică se greșește, aia nu cred, nu, când se constată rea o credință. De exemplu, vreau să vă spun ceva, s-a făcut mare tam-tam de greșeala doamnei Hăineală, care a avizat un rechizitoriu prin care a fost trimis în judecată un tip pentru, nu știu ce, tentativă la omor sau așa ceva. Așa. La țigareta ala despre care vorbea, când era ea procuror șef nu știu unde. Nu știu dacă ați sezat. Știu un mare cazul respectiv. Ce se întâmplă? Nu asta e vina neapărat lui Hăineală, să știți. Presa aici aer greșește. Dom'le, cineva îmi spunea la masă la Revelion, o cunoștință de mine, că, vezi, doamne, una din cele mai mari rele ale României sunt televiziunile. O să râdeți. Era cât faci să-l contrazic de planul. Și am făcut-o până la urmă, dar el mi-a înfățișat numai relele care îi rump din televiziune. Prin informare exagerată sau greșită. Dezinformare. Dar a uitat ceea ce face foarte bine presa. Nu discutăm asta acum. Ei, acum presa s-a repezit pe Hăineală, pe care o iubesc ca pe ceanură. Așa. Să spună că, păi, vorbesc ca niște oameni care nu cunosc regulile procedurale. Procurorul care de caz, a închetat, a arestat, a emis mandat, a făcut ce a făcut și apoi a făcut rechizitoriu. S-au scurs cele 10-11 luni de arestare preventivă până să facă rechizitoriu. Și abia apoi s-a dus la Hăineală să-i, ca procuror șef, care avea obligația asta, în dreptul foii sus în col, să spune confirm sau pentru legalitate. Așa. Nu e vina ei. Dar nu sunt cele, vorbeați de sancțiuni pentru judecători. În cazuri, cum v-am spus, în nu. Soluții deci, dacă greșite, e vorba de adică greșit, cineva greșit, nu? Să nu, vă nevinovate, deci, cum are deci, dacă, în pușcărie. Cum să vă spun eu? Uite, de exemplu, am întâlnit un caz când un om a stat 4 ani de închisoare, la închisoare, preventiv arestat, pentru crimă. Și acum îl apăr pe omul ăsta, care fiind achitat în final, achitat. Adică de Curtea de Apel București, exact că n-a făcut el achitare prima, menținută de înalta Curte de Casație Justiție. Și acum omul are niște tulburări mentale și nu s-a adresat justiție și în sfârșit a ajuns la mine să-l apăr în cererea de despăgubiri. Are dreptul de... A cerut o sumă importantă. Așa. Sunt 4 ani. Ce să-i spun eu judecătorului de fond care a judecat? Și care, în opinia Curții de Apel și a Curții Supreme, în alte curți, a greșit condamnându-l. L-a dat 25 de ani de închisoare. Eu nu pot să-l culpabilizez pe omul ăsta, pe judecătorul de fond. Pentru că a avut și el argumentele lui. Da, instanțele superioare au socotit că sunt insuficiente, ca nu sunt probe în profunzime de apreciat. Ca să dai 20 și au zis de altfel. Dar dacă asta a fost convingerea lui, pe baza unor declarații, n-au fost suficiente în opinia instanțelor superioare. Dar de ce să sar la gâtul judecătorului de fond, care a văzut și a analizat în această lumină probele care le-a avut la dosar? Da. Deci nu, e greu de spus. Deci e de natură umană și greșeala. Reaua credință este destul de ușor de demonstrat, că se vede din avion când era credință. Și atunci se poate discuta de acțiuni disciplinare, bineînțeles când este
îmbracă formă penală greșeala respectivă, în ghilimele, cu siguranță că, cum s-a și întâmplat, răspund și penal, judecător sau procuror. Interese, mită, chestii de-astea. Domnule avocat, mă dați afară. S-a dus ora. Onorariul vi l-am luat. Așa. Așa că puteți să mă concediați. Vreau să vă întreb în final. Viitorul, cum îl vedeți dumneavoastră ca jurist? Al meu luminos. Al dumneavoastră, perfect. Sunt în floare. Și al la 68 de ani împliniți, ce să vă spun? Înainte. Și al nostru, al celorlalți, al acestui popor. Domnul Dândereanu, eu sunt un tip de un vorbim optim, de destine, nu? De un optimism debordant. Dar sunt tare trist. Pentru că sunt convins că vor veni și vremuri mai bune. Dar nu știu când, domnul Dândereanu. Nu știu când. Acum vreau să vă spun, privesc cu încredere în viitorii câțiva ani, când se vor mai stompa și efectele crizei, când economia noastră, sunt convins că va începe să trăiască momentele după resuscitare și să nu mă judecă greșit dumneavoastră sau cei care ne ascultă. Domnule, privesc cu încredere în oamenii ăștia doi. Cu păcatele lor, ca și ei, derapajele lor, și Antonescu și Ponta. Continu să cred că sunt dintre oamenii cei mai curați în politică. N-am motive să spun altfel. Nu sunt băgați în prostii, nu sunt băgați în afaceri, nu sunt băgați în cocoșisme, în asfalturi, în udrisme, în telegondole, în bazine fără apă și care au crăpat a doua zi și așa mai departe. Nu sunt băgați în asemenea prostii. S-au spus de toate despre ei. Că fac, că drept, că nu știu ce, în politică, în modul, în maniera de a se comporta în politică. Dar despre onestitatea lor nu s-a vorbit nimic de rău. Și eu, care îi cunosc destul de bine, mă mândresc și personal să spun că îi cunosc. Corect. Așa. Fost am fost colegi și am avut o relație excepțională și cu unul și cu altul. Și deși nu mi-a convenit, de exemplu, la Crin nu mi-a convenit multe care le-a făcut. Inclusiv atitudinea lui față de Beanu. Față de cum l-a pasat pe Beanu ca să-l păstreze pe Iliescu, că era el puternic și îl susținea aici. În sfârșit. A greșit aici. Dar greșeli se fac. Bine, și buna credință rămâne, și îndreaptă, poate. Buna credință rămâne. Nu l-a acuz nici pe unul, nici pe altul de rea credință. Nu l-a acuz nici pe unul, nici pe altul de corupție. Nu l-a acuz nici pe unul, nici pe altul de nebunie. Cum aș face-o cu toată gura, știți dumneavoastră, în am ce înțeles, direcție. Am înțeles, am înțeles. Și atunci speranța are un suport. Deci ne legăm, domnule avocat, tot de oameni, și stimați telespectatori, tot de speranțe. Speranța. Așadar, să sperăm că vor veni și timpuri mai bune, clipe mai bune pentru noi, vom ieși poate și din criza asta economică și noi și întreaga Europa. Eu îi mulțumesc încă o dată domnului avocat pentru ora care și-a permis să ne-o dăruiască nouă la emisiunea de la TV Giurgiu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc și eu și invitatul meu și colegii mei o seară plăcută în continuare. La revedere!